Ne încărcăm și mai tare. Chiar vreau să începem discuția din seara asta să ne punem fiecare o întrebare, da? De câte ori ne-am gândit la un lucru care trebuie să-l facem și nu l-am făcut azi? Pentru că gândiți-vă că știi că trebuie să faci, nu știu, un formular cu întrebări și tot amâni momentul, dar te gândești la el. Foarte des. Dacă l-ai face pur și simplu, ai scăpat de el de acolo. Faptul că te gândești la el, te gândești la el foarte mult, îți mănâncă foarte multe resurse. Și asta e marea provocare, să ne prioritizăm, de fapt, acțiunile ca să putem să ne eliberăm, să fim și eficienți. Dar Janina, tu mulțumesc. găsise un citat al lui Brâncuș exact cu ce spune Cosmin acum, dacă ți-l mai amintești. Cred că da, are fix legătură cu a acționa. Nu mi-l Da, amintesc foarte clar acum. e mai greu uneori să te pui în starea de a face lucrurile decât pur și simplu de a le face. Cam asta era înțeles, nici nu mai mi-amintesc cuvintele. Deci, Cosmin, cred că asta e, apropo de ce a spus Brâncuș și ce spuneai și tu uneori, e mai greu să te apuci să faci lucrurile decât să le faci pur și simplu. Până la urmă, cred că totul ține de conștientizare. De aici trebuie să plecăm. Pentru că, de fapt, noi nu suntem atât de conștienți de ce ni se întâmplă. Trăim într-un vârtej, cum spun și cei de la TBF, le facem reclamă. Dar asta e adevărul. Suntem în acel vârtej și niciodată nu reușim să prioritizăm tot ce avem de făcut. Dar dacă conștientizezi și te trezești la realitate și spui, bă, dacă nu le fac eu, nu le face nimeni, te-a pus și le faci. Mie mi se întâmplă foarte des și e lupta mea și cred că fiecare dintre noi, dintre... Da. Indiferent de activitate mică, mare, toți o avem. E lupta noastră, zi de zi. Dar cred că singura cale este perseverența și o să vorbim despre asta, despre câteva mijloace prin care poți să fii perseverent. Pentru că ne uităm la copiii noștri cum au dezordine în cameră și ne întrebăm oare de ce nu-și fac ordine în cameră? Pentru că, de fapt, ei nu sunt conștienți de ce se întâmplă. Nu știu că cât de importantă e acea ordine în cameră, pe care noi o facem acum, ca adulți, și poate nici acolo. Nici acum. Da, se întâmplă. Bun, păi cred că deja sunt câțiva Daniela, ai primit. dintre participanții alături de noi și am putea chiar să începem. Bună seara tuturor încă o dată, bine ați venit. Ne bucurăm tare să fim, iată, în prima zi de lucru alături de voi, împreună cu voi, după aceste sărbători minunate în care cred că fiecare dintre noi ne-am luat un pic de liniște, un pic de binecuvântare și un pic de încărcare de baterii pentru următoarea perioadă care o să vină. În această seară minunată, alături de prietenii mei dragi, începând cu Cosmin Răileanu, Daniela Nicolae, Bogdan Enache, am zis să organizăm un webinar cadou pentru fiecare antreprenor din voi, în care să stăm așa la o masă de după sărbători și să povestim despre provocările pe care noi le avem și cum am putea să le trecem și să fim mai productivi. Și ca să nu mă lungesc foarte tare, o să vreau să ne prezentăm cei patru mușchetari, așa ne place să ne zicem nouă, care venim cu fiecare cu câte o parte de expertiză. Și apoi o să mergem în zona de expunere a provocărilor voastre, tocmai pentru a eficientiza procesul. Așadar, de la stânga la dreapta, nici nu știu cum să încep. Hai să vedem, Daniela. A, eu sunt prima. Super. Dacă îți merge microfonul. Merge, da, trebuie să mai umbli tu puțin pe la setări. M-au auzit bine? Perfect. Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur să fim aici împreună. Sunt convinsă că o să învățăm foarte multe lucruri unul de la ceilalți. Eu sunt Daniela Nicolae, am un business în transport internațional marfă, un spațiu de coworking în Craiova.
Și am studiat psihologie cu nutriție la Londra, la St. Mary's University, deci asta este o pasiune de-a mea și în ultimii ani am făcut și câteva cursuri de specializare în domeniul acesta. Iar pentru camp m-am gândit la un modul despre psihologia afacerilor și psihologia succesului. De fapt, o să vorbim un pic și o să vedem cum funcționează și cât de important este și felul în care gândim pentru a avea succes. Mergem mai departe. Nu știu, altceva ce aș mai putea să vă spun. Că ești pozitivă, indiferent ce s-ar întâmpla. Exact. Chiar am o doză de pozitivitate foarte mare și sper să nu dispară, având în vedere curentul acesta nou, cu criza, ce o să fie, toată lumea e panicată, ce să facem, dar ce soluții să găsim. Și cumva, cred că, în primul rând, cum a fost și în pandemie, trebuie să știm cum să gândim și să fim pozitivi. Și să ne înconjurăm de oameni pozitivi. Să facem întruniri, să putem să ne luăm vibe-urile pozitive unii de la ceilalți. Da. Cred că asta e esența, de fapt. Daniela, mulțumim. Păi poți să, nu știu, ori Bogdan, ori tu să continue, pentru că Janina este pe mute și Bogdan trebuie să-i dea în mute. Da, poate umbli cumva la setări ca să... Umbli la setări, dar... Ok, atunci las să... Mulțumesc frumos, Bogdan, mulțumesc. Mă întrebam de ce nu mă aud, iată că eram chiar pe mute. Hai să vedem mai departe, Cosmin, ne mai spui un pic despre tine? Despre mine. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi. Eu sunt Cosmin Răileanu. Nu vreau să spun prea multe lucruri despre mine, decât că îmi place foarte mult antreprenoriatul, îmi place foarte mult să dau din ceea ce știu, aflu și descoper în fiecare zi. Și cred că dacă cu toții am reușit să ne vedem mai des, să comunicăm unii cu alții pe diferite probleme și să le scoatem în față, ne-ar fi mult mai ușor să găsim rezolvări, soluții, să acționăm împreună. Și evident, ceea ce faceți voi prin acțiune de networking este chiar o valoare pe care cumva contribuie la dezvoltarea oricărui antreprenor. Deci este mare nevoie să ne conectăm unii cu alții, să înțelegem că este un pilon foarte important în vânzări, acest networking, și un webinar de genul ăsta ar trebui făcut, cred că o dată pe lună, ca să ne luăm energia necesară unii de la alții. Eu am provocările mele în business zi de zi, fac efortul la fel ca și voi toți, indiferent de statut sau de activitate. Și cred că doar prin puterea exemplului putem să ne luăm câte ceva de acolo. Reprezint Vindem Ieftin astăzi, în seara asta, și cam atât. Și de-abia aștept să vă răspund la întrebări sau să avem discuții constructive împreună. Mulțumim frumos, tare faină ideea ta cu a ne vedea măcar o dată pe lună, chiar cred că va fi de un real ajutor. Bogdan? Eu sunt Bogdan Enache și eu, antreprenoriatul este viața mea, dacă de când știu, de când am terminat liceul, de numai antreprenoriat, asta am văzut, asta mi-a plăcut. În general am fost... tipul sau persoana care se, atunci când îi se spune că nu se poate sau apar probleme, să rezolv. Și dacă n-am avut cu cine, să le rezolv singur. Sau în echipe foarte mici. Și am făcut asta și totuși după mulți, mulți ani am înțeles că este mai bine să colaborăm, motiv pentru care am și înființat acel... club de networking, de business networking, MEL, pentru cei din București, poate îl știu, MELA Biz Invest Club, în care să dezvoltăm, misiunea noastră este de a dezvolta cooperarea între antreprenori, între investitori sau între aceste grupuri, freelancer, trader,
Astfel a apărut și ideea și nevoia de a face atât întâlniri periodice scurte, bilunare în București, cât și, iată, un eveniment de un weekend, o tabără în colaborare cu Craiova Business Club, pentru că este mai ușor să iei decizii și să și începi să le pui în practică într-un mediu nou, cu oameni noi care au aceleași idei sau aceleași dorințe, măcar aceeași direcție de a muta munții. Și cam atât. Aș vrea și eu, sunt curios să aflu ce întrebări aveți, să discutăm și să vedem cu ce vă ocupați voi și cu ce vă putem fi de folos. Janina? Închid eu un pic seria prezentărilor. Janina Ghenciu, numele meu, fondator Mela Education, cofondator Mela BizInvest Club. Așa cum a zis Bogdan, avem o misiune și ne-am propus ceva măreț, însă ne place să credem că suntem înconjurați de oameni care merg în aceeași direcție cu noi și asta este creșterea calității vieții a peste 3 milioane de români. Facem asta prin educație financiară și educație antreprenorială, programe educative și tabere atât pentru copii cât și pentru adulți. Urmează să organizăm o tabără antreprenorială, pentru că mie îmi place așa să zic că suntem suma celor 5 oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp. Și atunci vă întreb, care sunt cei 5 oameni care vă înconjoară zi de zi? Și poate că dacă vreți să evoluați, să fiți mai productivi, ar fi bine să vă gândiți și să mergeți în direcția educației și a mentoratului și așa mai departe, că-i prin tabere, că-i prin podcast-uri, că-i prin cursuri. Dar dacă vreți să fiți suma oamenilor cu celor 5 oameni de care să vă înconjurați, gândiți-vă bine care să fie acele 5 persoane. Pe parcursul acestei ore și un pic în care ne-am propus să fim alături de voi și cu provocările voastre și ale noastre să le punem pe masă și să vedem cum le putem rezolva, mi-ar plăcea foarte tare fie să ne scrieți în chat care sunt provocările cele mai mari pe care le aveți în momentul actual, dar nu trebuie să fie neapărat o provocare. Poate să fie și o situație de brainstorming, poate ceva de care aveți nevoie, poate un cumul de idei care v-ar prinde bine pentru următoarea perioadă. Și fac o scurtă mențiune aici și apoi o să continuăm. În întâlnirile pe care noi le avem la Mela BizInvest Club, avem această rubrică, să zicem, provocarea de 20 de minute și cumva de aici ne-a și venit ideea într-o discuție și cu Cosmin, care a binevoit astăzi seară să fie alături de noi și îi mulțumim încă o dată. În această provocare pe care o lansăm, așa cum am zis și în Mela BizInvest Club, dar și astăzi seară, cei care ne însoțesc în acele întâlniri au posibilitatea să beneficieze de expertizele tuturor celor care sunt în Mela BizInvest Club. Pe cale de consecință, sunt sigură că și astăzi seară, cei care se hotărăsc să-și expună provocările pot avea parte de expertiza fiecăruia dintre noi. Deja pe noi patru ne-ați auzit în ce zone activăm, dar cu siguranță și alte persoane au expertiză și pot să contribuie în această seară să dezvoltăm. Ok. Așadar, acestea fiind spuse, mi-ar plăcea să vedem dacă există cineva, Bogdan, poate mă ajuți tu deja în chat. Avem o întrebare, da. Cum o lansez, de la George. O să caut, să-i dau unmute ca să ne ofere mai multe... Văd că a scris deja ceva. Ca business urmează să devin coach acreditat, dorința mea este să mă lansez internațional, însă nu știu care ar fi cea mai bună abordare. Zic bine, George, da? Bună seara! Da, asta este. Aceasta este provocarea. Uh-huh. Nu știu care e cea mai bună abordare. Știu cam ce vreau să fac. Cam ce target vreau să ating, însă nu știu care ar fi calea cea mai
Nu cea mai ușoară, ci cea mai potrivită, să spun. Pot să spun și eu o întrebare? Mi-ai spus că știi ce target ai. Targetul un pic mai detaliat ar fi pare de performance. Cum? Pare de performance. De performanță și nu life coach, nu coach de cuplu, ci mai mult pare de performanță, de cum, how can I go beyond the limits? Cum poți merge dincolo de? Am înțeles. E o provocare continuă pentru noi să fim mai buni decât ieri, pentru că dacă nu sunt mai buni decât ieri, apare automat plictiseala, nefericirea, bla, 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 bla. Uh-huh. Și atunci, o viață împlinită apare în momentul în care în fiecare zi pot să cresc inch by inch și de aceea aș vrea foarte mult să mă prepar de performanță. Ok, mulțumim frumos, George. Hai să vedem. Cosmin, Bogdan? Eu vreau să rămân la sfârșit. Ok. Pentru a crește inch by inch în sportul de performanță, creșterea continuă, știu că nu am ajuns să practic sport de performanță, de asta spun doar că știu, că este foarte dificilă. Tu cum ce ți-ai propus pentru tine, în primul rând, să faci această creștere? Ești într-un astfel de program de creștere? Eu am avut câteva chestii în care am fost beyond the limits și aș putea spune aici post doar cu apă de 49 de zile, baie mare la minus 5 grade. Uh-huh. Adică cumva, din ce am văzut, este că partea asta de cum pot să mă provoc în fiecare zi, cum pot să fac ce fac doar maxim niciodată din oameni. Și îmi place foarte mult partea asta de a scormoni. Știi? Și atunci m-am provocat aici, am studiat foarte mult ce presupune un asemenea post, ce presupune o expunere în apă rece. Mi-a plăcut, îmi place drumul și cred că cumva l-aș putea multiplica și pentru cei care sunt interesați. Dacă îmi dai voie să te întrerup, tu vrei să fii coach sau care este obiectivul tău? Care este dorința? Coach, am zis. Asta ce? De ce? Performance coach. Guidance, da, ideea e că termenul ăsta de performance coach nu e foarte bine, adică nu e foarte bine definit. Poți să dai mai multe detalii? Poate că ok. Fiecare are un domeniu în care vrea să performeze, corect? Ok. Orice performanță se bazează pe o structură, indiferent care e performanța. Ideea este că în anumit parcurs spre a atinge performanța, are nevoie de cineva, de un ochi extern. Asta e unul. Și doi, de aceea accountability. Când vrei să pornești într-o călătorie a vieții tale, știi destinația? Destinația este una falsă, tot timpul. Pentru că ți-o stabilești cu capacitatea minții de acum. Ea se poate schimba continuu pe parcurs. Ceea ce este foarte important este să păstrezi procesul. Cât vreme te focusezi pe proces, poți înainta. Cât vreme te focusezi pe destinație, este foarte iluzorie, aș putea spune. Eu am înțeles un pic, vreau să intervin numai puțin, Bogdan, nu mai puțin vreau să intervin, mulțumesc frumos. Înțeleg de la George direcția în care vrea să meargă, dar eu vreau să-l întreb dacă în acest moment există ca și business,
Există deloc. Deloc, urmează să și ideea. De aceea am zis să mă lansez, pentru că n-am făcut nimic până acum, urmează să fiu acreditat, însă cumva vreau în momentul când voi fi acreditat să fiu deja, să am cumva deja mici pași să pot porni. Bun, aș vrea să vorbesc și eu puțin despre asta. George, felicitări în primul rând că vrei să faci ceva. Asta e primul pas. Important este să dorești și faptul că ești aici alături de noi în seara asta e un mare lucru. Felicitări și chiar îți doresc să reușești și să găsești calea cea bună și să aduci valoare celor pe care vrei să-i mentorezi. Mai departe, eu zic că oricine care vrea să se lanseze poate să găsească informații suficiente la o simplă căutare pe Google. Adică, mai concret, orice business care e la început, da, are un mic plan de lansare și căutăm pe Google, găsim 5 pași, ca cum să lanseze o afacere în 5 pași. Găsești informațiile astea. Sunt foarte mulți traineri, mentor, coach care îți pun la dispoziție Laurent, cursuri, cum să faci, cum să te, da? O secundă, te rog. Deci informații găsim. Problema este că ține de noi în interior cum să acționăm. Tu ai spus că ai făcut baie la minus 5 grade, nu? Da. Felicitări. Felicitări. Dar după acea baie, câte zile la rând ai făcut duș rece? Eu fac numai duș rece. Bravo. Deci, e foarte bine. Dar rece se pare. Ideea este așa, pentru că dacă tu ai făcut baie la minus 5 grade și după care în fiecare zi ai făcut duș rece, tu deja ai perseverența necesară ca să poți să mergi mai departe și să găsești soluții cum să te lansezi. Pentru că orice strategie de lansare a unui business, adică cei care vin și spun o strategie, eu de exemplu, să spun o strategie care la mine a funcționat, nu, poate nu se aplică la tine. Nu este un exemplu foarte bun. De cele mai multe ori, tu îți adun toate informațiile pe care le găsești și le ai la îndemână, exact cum ai spus, nu trebuie să te gândești la internațional. Trebuie să te gândești la măcar zona ta, la nivel național, unde e mai ușor să te faci cunoscut. Și să începi prin valoarea pe care tu o vei aduce, să începi să te faci cunoscut prin diferite acțiuni. Nimeni nu poate să spună un plan. Uite, te lansezi fix așa. Pentru că n-ar funcționa. Poate tu nu crezi în planul respectiv. Și tot aștepți cel mai bun plan să ți-l dea cineva și nu o să vină niciodată. Cel mai bun plan va veni de la tine. Și singura variantă este să acționezi. Dar faptul că ai făcut duș rece, tot respect, bravo ție. Eu mă chinui să fac de vreo 3 săptămâni așa și de fiecare dată mi-e groază când trebuie să mut de la cal la rece. Eu cred că acesta este și accesibilitatea networking-ului. Poate nu o să funcționeze de ceea ce mi se propune. Poate nu o să accept pentru că nu vreau să fac aia. Dar ideea este că ascult alte oportunități, alte perspective, pentru că, până la urmă, ceea ce dă soluția este perspectiva. Da, dar și atunci, ascult cumva perspective, pot cumva să îmi iau ceea ce am nevoie. George, atunci așteaptă să mai vorbim despre alte provocări în întâlnirea din seara asta. Okay. Și după aceea, tu poți să vii să spui, uite, rezonez cu chestia asta, cum aș putea să o fac. Pentru că să vorbim overall despre cum să te lansezi este un subiect mult prea mare. Sunt conștient, e imens. Da. Tot ce pot să spun este că fiecare acțiune pe care o gândești, nu ai de unde să știi dacă funcționează sau nu până nu o testezi. Așa că dă-i bătaie, dușmanul binelui este mai bine, așa că dă-i bătaie și fă, orice ar fi. Din ce ai spus tu, cumva primul pas ar fi crearea brandului. Da, pentru că tot asta ai spus, să mă fac cunoscut și apoi pot să bla bla bla. Păi da, un brand. Orice vis ai avea, dă un nume și laudă-te cu el ca după aceea să funcționeze. Dă-i numele. Are sens. Da? Poate să fie... Are nume, dar nu știu cum să... Da, are nume, dar e... Ok.
Ok, mulțumim foarte mult, George. Și eu mulțumesc, apreciez. Te apreciez, faci duș rece, încă o dată, tot respect. Haideți să vedem cine vrea să-și mai expună provocarea și să vedem care ar fi, iată, câteva dintre lucrurile pe care le poate face chiar de azi. Sunt convinsă că George deja a prins ideea și că ușor, ușor își și creionează la brandul lui, poate până la sfârșitul acestei ediții. Cine are o provocare cu care s-a confruntat zilele astea sau chiar astăzi, poate să o pună acolo, pentru că fiecare are lupta lui. Fie că este angajat, fie că este antreprenor, fie că este freelancer, fiecare are acolo câteva acțiuni care le apasă sau care le amână sau care nu le înțelege sau care, mă rog, îi se pare foarte grele. Așa că trebuie să discutăm concret ca să valorificăm foarte mult timpul. De exemplu, pentru mine perseverența, pentru că tot am vorbit până vine următoarea întrebare, o să vorbesc despre asta, dacă îmi permiteți. Tot vorbim despre materialele care le găsim peste tot pe internet. Ați văzut că sunt foarte multe cursuri în ultimul timp, de nu mai știi cum să dai skip, foarte multe școli de mentoring, foarte mulți mentori. E nebunie cu educația asta. N-am făcut la școală cât facem acum, că suntem maturi. Sunt de acord, pentru că idei vor veni din toate părțile. Singura problemă este să acționezi și să faci lucrurile cu ciclicitate. Pentru că este inutil să aștepți cel mai bun moment ca să acționezi sau cea mai bună idee de la un anumit mentor. Important este să faci acțiuni și să te uiți după aceea la următorul pas. Gândiți-vă totuși că la când s-a deschis internetul ăsta, pentru voi și pentru noi, de fapt pentru toată lumea este foarte confuz să te uiți la atâtea reclame și să nu știi ce mentor să-ți alegi și așa nu mai începe afacerea când ai găsit mentor. Da, cred că totul vine din interiorul nostru și trebuie să credem foarte mult în valoarea pe care o aducem clienților noștri, pentru că de acolo pleacă. Clienții noștri pot deveni mesagerii noștri dacă le dăm valoare corectă. Și numai noi știm ce să le transmitem. Bun, n-am vrut să monopolizez discuția. Okay. După de prietenii noștri de la TBF, că tot ai spus de ei astăzi, cred că azi sau ieri a scris ceva Răzvan despre doamne și domni în antreprenoriat și nu numai, ca venituri. Și vreau să spun că, uite, mă uit aici printre participanți și spun, wow, cred că suntem undeva 50-50 și e de apreciat. Așa că am avut un domn, acum invit și o doamnă să aflăm ce provocări aveți sau ce v-a surprins, ce ați trecut zilele acestea. Haideți să ne uităm puțin la piață, pentru că până la urmă toți antreprenorii se plâng de scăderi de vânzări și e important să știm cam în ce domenii sunt scăderile astea de vânzări și cum am putea să venim câteva soluții, cu câteva concrete și practice pe care, da, pe care am câteva putea sfaturi, să le idei, pentru că da. Mai avem probleme, mă uit acum la cineva de aici din prezent în seara asta și chiar am fost și am vizitat-o astăzi și am văzut-o foarte obosită și uite că și acum la ora asta este și ne urmărește Iandra, este arhitect în Ploiești, e foarte pasionată de ceea ce face, o găsiți pe Facebook Andra Georgescu, fac și puțină publicitate. Și am văzut-o foarte, foarte obosită și i-am zis, băi, trebuie să schimb ceva. Pentru că e foarte pasionată și muncește foarte mult. Deci caută colaboratori, are foarte multe proiecte și a făcut foarte multe reclamă și acum trebuie să facă față la clienții care vin. Deci astea sunt provocări și trebuie să ne ajutăm, să ne sfătuim, pentru că poate să vină o idee salvatoare pe care el, dacă o implementează, lucrurile se vor rezolva și va putea dormi noaptea. Este exact așa cum spui tu, Cosmin. Cel mai bine este să ne așezăm la o masă ca după sărbători și să putem să împărtășim din ceea ce se întâmplă și în viețile noastre ca antreprenori. De cele mai multe ori, poate așa ne-a mers bucul că noi antreprenorii trebuie să fim de fier,
că noi antreprenorii să fim puternici și să ținem acolo până nu se mai poate. Ei bine, și noi avem nenumărate provocări și cu siguranță că e bine să le împărtășim cu cei care sunt ca noi. De aceea, în această seară ne-am întâlnit într-un astfel de context și exact cum zice Bogdan, chiar suntem așa 50-50. Așa Andra, că... vreau să spui ceva, că văd că nu mai ai microfonul. Da, da. Spui o provocare cu care te confrunți, te rugăm. Bună seara! Bună! Da, mă confrunt cu oboseala, poate și cu astenia de primăvară, nu știu dacă sunt... dacă se întrepătrund, dar mă confrunt cu lipsa oamenilor să mă ajute. Mă confrunt, într-adevăr, cum ai spus, am investit foarte mult în publicitate și vin foarte multe lucrări și trebuie acum să și țin pasul cu publicitatea făcută. Ce te ocupă? Și da. E un pic dificil. Mă gândeam tot de mine să trag, vin de la sală, sunt îmbrăcată sport. Bravo, felicitări! Am o sugestie pentru tine, Andra, aici. Uite, nici n-am apucat să vorbim despre asta, că ne-am văzut fix vreo 3 minute și după care Andra a plecat. Îmi pare foarte rău pentru asta, da. E ok. Abia te-am prins, abia te-am prins și te-am și scăpat și... Andra, uite, eu sincer nu cunosc niciun birou de arhitectură care să garanteze implicare, pasiune și, să zicem, livrabile la timp, dar care să fi făcut colaborare cu arhitecți din toată țara, cumva, în sistemul de franciză. Și cred că ar fi o idee foarte bună să vorbești cu o companie care francizează, ca să aduci arhitect să francizezi business-ul. Iar tu să mergi în continuare pe reclamă și să atragi noi proiecte și să le promiți clienților anumite rezultate pe care tu să te asiguri mai departe cu arhitecții că le vor primi clienți. Și atunci ai putea să scalezi business-ul și să fie mai ușor, să nu mai muncești tu atât de mult în proiecte, ci să muncești să aduci clienți, dar în același timp să te ocupi și de review-uri și să faci un sistem de review-uri pentru fiecare depozit, scuze-mă, depozit virtual, vreau să zic. Pentru fiecare arhitect cu care lucrezi, dar e fix același lucru care îl facem și noi la depozitul virtual. Da? Iar aceștia sunt freelanceri, lucrează pe proiecte, sunt recompensați pe măsura implicării și a muncilor, a rezultatelor, de fapt. Și atunci s-ar putea să muncești acum mai mult, dar după aceea să-ți fie mult mai ușor să creezi o rețea de 20, 30, 40 de arhitecți în toată țara și să acoperi o zonă foarte mare și o diversitate de specialiști în domeniul tău. Și cred că ar fi lozul câștigător, sincer. Eu cred foarte mult. Dar asta nu face nimeni în momentul ăsta. Și cred că se poate aplica și în domenii precum contabilitatea. Da? Se poate, pentru că suntem totuși în puterea brandului. Și în următorii 10 ani se va pune foarte mult accent pe brandul personal. Adică oamenii nu vor mai cumpăra de la companii foarte mari, vor cumpăra de la oameni, de la branduri, de la cei care sunt umani, de la interacțiune. Prezintă încredere, da. Da, de asta tu ai făcut un lucru extraordinar, ai foarte multe apariții, ai foarte mulți clienți care te caută și ăsta e... Tu m-ai învățat acum un an să investesc mult, nu neapărat financiar, dar să investesc în imagine. Și ai avut dreptate. Acum trebuie să și duc rezultatul acestei... Deci ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se îndeplinească. Dacă vrei mulți clienți, s-ar putea să ai mulți clienți, dar s-ar putea să nu poți să le faci față. Și atunci e important să păstrezi calitatea. Și dacă, de exemplu, tu faci foarte multe colaborări cu arhitecții și le promiți marea cusarea, dar nu ai comenzi, nu ai lucrări, te duci în partea cealaltă. Deci echilibrul trebuie păstrat. Da. În chestia asta, dar cu pași mici cred că se poate și poți să reușești. Da, eu cred că o să fie puțin greu cu arhitecți, pentru că și eu am fost angajată 6 luni toată viața mea și mi-am dorit să lucrez pe cont propriu. Așa, fiecare arhitect, puțin sunt arhitecții care doresc să rămână în anonimat.
Sunt de acord cu tine, dar totul are un început. Poți să te adresezi unor arhitecți care nu au lucrări, care au făcut chiar și conversie profesională, pentru că nu au avut un nume în domeniu și nu i-a dat nimeni credibilitate. Tu să le faci o analiză, o evaluare la fiecare arhitect, să vezi dacă are abilități necesare să te reprezinte pe tine ca și brand. Și după aceea, în urma acelei analize, tu îl clasifici și spui, ăsta este mediu, ăsta este hard, ok? Și atunci nu există. Cu siguranță. Știu că e greu, încerca. Orice lucru e greu. Dar, orice lucru, da. Da, și pentru noi depozitul virtual a fost o mare provocare și încă îl jlefuim. Dar asta nu înseamnă că dacă n-a existat, nu se poate. Cred că ar fi un drum foarte bun. Tu ești foarte bună în a atrage conexiuni cu oameni și cred că poți să faci asta cu succes. Iată că mai avem și o întrebare, cred că cumva în aceeași direcție și aș vrea să o citesc. Mădălin Frunză. Care sunt pașii necesari pentru a configura o rețea de reprezentanți care să vândă? Noi ne-am confruntat cu chestia asta. E foarte bună întrebarea. Sistemul este asemănător MLM-urilor, le știm cu toții. Ideea este că oamenii cumva sunt și asaltați de astfel de MLM-uri. Le știm cu toții. Sunt pe sănătate, sunt pe mâncare, sunt pe, mai nou pe îngrijire personală, pe apă, Kangen. Sunt o grămadă, da? E foarte ok, să zicem că este o vânzare care face disruption și nu mai e nevoie de hipermarketuri, nu mai e nevoie de cei care revând produsele astea și care au costuri logistice, dar în același timp trebuie să vii cu un produs sau cu un serviciu prin care să oferi o valoare și să te diferențiezi cumva în piață, dar mai mult de atât este nevoie să te pui în locul celui care vine și să te gândești cât câștigă el. Că până la urmă reprezentanții vin dacă sunt motivați să vină. În primul rând vin probabil pentru brand, vin pentru liderul care este în spatele business-ului și vin mai departe și pentru, evident, câștigul lor. Dacă ei au perspective de a câștiga, dacă au perspective de a se dezvolta, de a evolua în acea organizație, ei vor veni. Pașii sunt să-ți fixezi un număr de 5, să-i găsești prin cunoștințe, să spune că din 7 telefoane găsești, ajungi la oricine din lumea asta, din agenda ta mă refer, încerci să găsești 5 persoane care să corespundă profilului pe care tu îl dorești și începi cu acei 5. După ce acei 5 reușesc și să zicem că au niște câștiguri interesante, începi să faci review-uri cu acei 5 și să le expui publicului pentru a atrage și pe alții. Cam asta e strategia prin care să poți să-ți dezvolți o rețea de vânzare, de revânzători și plus grila prin care îl câștigă astfel încât să fie motivat. Trebuie să fie exponențială sau, mă rog, trebuie să fie în raport cu progresul lui. Dacă el progresează, grila lui să crească. Așa funcționăm noi și, mă rog, încercăm să îmbunătățim. Dacă mai e cineva care vrea să spună ceva la întrebarea asta, că văd că mai a apărut o altă întrebare de la Florentina. Madalin, cred că ți-a răspuns în totalitate, Cosmin, și apreciez și eu răspunsul tău, Cosmin, pentru că și noi ne gândim la o variantă prin care programele noastre educative pentru copii, educație financiară și antreprenorială să ajungă la cât mai multe școli. Și dacă nu mai este nimic, o să trec... Aș și răspuns, că mulțumesc. Okay. Apropo de franciză, chiar astăzi am vorbit cu o tipă, Raluca o cheamă, Raluca Voicu, cred că știți. Se ocupă de francizare și mi-a spus că a francizat Logic School în 60 de unități. Deci ei s-au ocupat de francizare. Dacă vreți, vă pot da conexiunea cu Raluca. Am cunoscut-o de curând și o să încercăm și noi să facem un proiect cu ea, să vedem ce ne iese acolo. Mergem la următoarea întrebare, care este...
Florentina, provocarea noastră a lor este de a atrage finanțări sustenabile pentru ONG-uri, care să fie folosite pe partea de administrație, plăți către contabil, cenzor, jurist, salarii, beneficii pentru voluntari, etc. Fonduri pentru ONG-uri. Este foarte greu. Fonduri, finanțări, cred că vorbim de finanțări europene, nu? Probabil. Da. Eu n-am reușit să iau niciodată nimic de la fondurile astea. N-am tras lozul câștigător. În schimb, facem eforturi și suntem acum într-un program, sper să ne iasă. Știu că pentru ONG-uri, pentru educație, s-a lansat ceva acum, doar că sfatul meu este că un ONG cu viață, un ONG cu sănătate, trebuie să aibă câțiva susținători care să fie pe termen lung și care să rezoneze cu motivația lor. Pentru că dacă aștepți să iei fonduri ca să supraviețuiască ONG-ul, s-ar putea să nu le iei și s-ar putea să nu ai de unde să mergi mai departe. Și atunci cel mai bun sfat ar fi să îți atragi câțiva antreprenori care să rezoneze cu cauza pentru care lupți. Și atunci ar fi mult mai ușor, mult mai sigur. Și dacă vine și o finanțare, e foarte bine să fie primită. Dar nu asta în baza finanțărilor, mai ales în condițiile în care nu se întâmplă cu o predictibilitate foarte bună. Și mai mult de atât, acum să vorbim realist, și eu aș da către ONG-uri, dar sunt atât de multe ONG-uri și atât de puțin profit și atât de multe investiții și atât de multe cheltuieli și o perioadă grea pentru toți antreprenorii. Este destul de greu să găsești pe cineva să te susțină și trebuie să faci o vânzare prin care toată lumea să câștige aici. Adică prin ONG trebuie să-i faci și celui care te susține reclamă, ca el să funcționeze și să facă profit prin firmă, ca să-ți dea și ție mai departe și anul următor. Și este așa, un win-win. Deci asta e sfatul meu, dacă mai vreți să completați și voi, dragilor. Eu aș avea ceva de întrebat, Florentina, dacă îmi dai voie, în ce domeniu este ONG, în ce zonă, pe ce? Pe educații? Bogdan, poți să... Da, imediat. Te rog. Mulțumesc. Da, bună seara încă o dată. Noi activăm încă din anul 2017 pe educație, sănătate și tot ce înseamnă social. Uh-huh. În primul rând pentru oamenii ai străzii, bătrâni cu vârstele peste 65 de ani, copii din medii defavorizate. Te întreb, pentru că dacă ar fi pe zona de educație, știu că s-au alocat ceva fonduri chiar de la bănci, adică aveau deja programe pe partea asta de educație. Nu știu dacă voi ați luat legătura cu ei în vreun fel pe partea asta. Nu, anul trecut nu am reușit, adică nu am avut timpul necesar să facem cu băncile, am văzut că sunt foarte multe. Am avut niște finanțări primite de la o fundație comunitară, de la Fundația Comunitară Iași, de fapt. Am colaborat cu ei încă din februarie, de când a început criza cu refugiații din Ucraina. Acum, anul acesta, bineînțeles, vrem să ne axăm mai mult, să avem și noi ale noastre fonduri, să avem mai mulți angajați și toate astea. Și am văzut că din pe partea de sponsorizări, de exemplu, pentru fiecare campanie care o avem, nu se pune problema, se strâng fondurile necesare pentru a oferi acele bunuri pentru campania respectivă în desfășurare. Dar, bineînțeles, ne trebuie și nouă bani să supraviețuim, având în vedere că avem angajați, având în vedere că sunt costurile care sunt pentru chirie, pentru cenzor, pentru toată partea administrativă. Din câte știu și eu, scuze că intervin, pe acest subiect am avut un eveniment Craiova Business Club pe
fonduri europene și, din câte am înțeles, urmează foarte multe programe. Bine, știu că asta se zice de foarte mult timp, dar se pare că sunt pe ultima 100 de metri cu ghidurile, iar cel mai în măsură să dea un răspuns clar și la obiect ar fi un cineva care se ocupă cu fonduri europene și știe care sunt programele care urmează să se deschidă. Din câte știu eu, chiar sunt foarte multe. Deci ideea e să fim perseverenți, să punem întrebări persoanelor care au abilitățile necesare în acest domeniu să răspundă și sunt convinsă că o să urmeze foarte multe proiecte. Și ceea ce zicea și Cosmin, și eu am făcut foarte multe demersuri. Într-adevăr, în ultimii ani am fost foarte mult amânați, dar haideți să nu ne lăsăm pe gubaș și să facem în continuare demersuri și să aflăm, că sunt convinsă că o să fie și pe partea de ONG-uri. Și eu am un ONG și chiar mâine am o întâlnire cu un reprezentant de fonduri europene și ei știu cel mai bine ce urmează și unde putem să ne încadrăm, pe ce program putem să ne încadrăm. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Plăcere! Felicitări pentru tot ce faci. E mare lucru să administrezi un ONG, să știi că e un lucru pe care lumea să-l facă și pentru asta chiar felicitări. Să continui, să ai puterea să continui, da? Mulțumim! Perseverență. Voiam să vă spun că cine vrea să vorbească, aveți acolo reactions și raise hand și Bogdan vă poate da acces unmute ca să puteți să vorbiți în ordinea. Am dat posibilitatea oricui de tuturor să poată debloca microfonul direct. Perfect. Gata. George, revin la tine că văd că ai pus aici o întrebare cu sfatul dat Andrei. Da, a funcționat pentru că Andra avea o sclipire așa de a face chestii marketing, dar a luat, în discuția cu mine a avut un declic probabil, prin care și-a dat seama că perseverența, că pentru a avea succes trebuie să acționezi pur și simplu și să ieși în față, dar eu nu i-am spus cum să fac. Am încurajat-o, i-am spus că e bine ceea ce face, să continuezi, să dea clienților valoare. Pentru că asta trebuie să facem. Să dăm valoare, să dăm informații gratuite din ceea ce facem, să dăm valoare, să îi explicăm un caz, o situație prin care clientul nostru, de exemplu, a economisit sau l-am scăpat de drum în plus, de ceva. Pentru că asta urmăresc oamenii și este important să vadă că noi putem să facem asta. Și atunci răspund cumva și la întrebarea lui Andrei, pentru că mai jos scrie că atenția oamenilor, într-adevăr, este asaltată de foarte mult conținut. Într-adevăr, este foarte mult conținut. Oamenii văd mii de chestii zilnic pe social media și este important să ne creăm acea comunitate prin valoarea pe care o aducem. Oamenii totuși își pun deoparte, deci ei dau skip, dar își pun deoparte oamenii care le aduc valoare, care le aduc informații clare și spun ok, nu am nevoie acum, dar îi dau urmăresc pentru că s-ar putea să-mi construiesc o casă, pentru că s-ar putea să am nevoie de un avocat și uite, el este un avocat bun. Și atunci oamenii urmăresc și își pun deoparte acolo pentru că este instinctul lor de a economisi, de a pune deoparte, de a avea acolo o variantă, o alternativă. Atunci când tu dai valoare, cu siguranță lucrurile se schimbă. Dar uite, vă dau un caz acum. Am rugat o colegă de-a mea din Ploiești, care are un depozit virtual, și am dat sugestia. Băi, fă și tu postări de 2-3 ori pe săptămână. Da? Cu ceea ce vinzi, cu ceea ce faci, ca să-ți crești comunitatea, să te urmărească și alți oameni, să vină și alți clienți către tine. Și acum vreo 2-3 săptămâni am fost la ea și nu mai vorbisem de vreo 6 luni și am întrebat-o, ce mi-ai făcut? Ai mai făcut? Păi am făcut atunci la început și n-am mers și n-am mai făcut. Apropo de perseverență, deci este testat, dacă nu faci minim 100 de zile, zi de zi, acțiuni care să aducă valoare clienților, nu apar rezultatele.
dacă faci 100 de zile postări, videouri și pui pe pagina ta informații utile, o să vedeți rezultatele care o să vă sperie. Tu să nu faci asta, Andra, că dacă faci asta o să fii și mai obosită. Cosmin, te întrerup un pic, pentru că următoarea întrebare este chiar în zona asta, în care cineva ne spune așa, Andrei este: atenția oamenilor este diluată constant de un asalt intens de content, branduri noi și reclame. Cum poate un IMM sau un întreprinzător la început, cu un buget extrem de redus, să aibă vreo șansă de a se remarca și a pune mâna pe destul market share ca să supraviețuiască, fără să stea constant pe internet, să facă reclamă constant și să contribuie la acest asalt asupra atenției umane cu care ne confruntăm? Mai zice Andrei, el este din lumea marketingului, din ce văd aici, și mai spune: nu văd o opțiune viabilă de a juca jocul pentru IMM-urile mici și mijlocii care nu au buget, cel puțin de bază, despre concurență atât online cât și offline pentru atenția consumatorului. În sensul ăsta... Andrei, eu am în parțial răspuns la întrebarea ta. Ideea este că un business fără sacrificii nu funcționează. Eu spun sincer că deși am peste 10 colaboratori care face marketing, eu mă ocup de paginile mele, eu mă ocup de conținutul meu și nu las momentan pe mâna nimănui. Deși businessul nostru are 15 milioane de euro. De ce? Pentru că eu simt piața, simt clientul, simt consumatorul, simt concurența și simt că momentan nu trebuie să dau asta din mână. Deși efortul meu din spate este foarte mare și poate că fac anumite sacrificii cu acel timp ca să-l dau pe social media. Dar eu știu că mai devreme sau mai târziu lucrurile astea vor fi răsplătite. Acum, dacă nu vrei să stai toată ziua pe internet, n-ai ce căuta pe online. Îți deschizi un magazin în piață și vinzi acolo. Așa să vină clientul la tine în piață și stai cu mâna în short. Nu tu, nu vorbesc de tine, vorbesc de clienți în general, Andrei, nu o lua personal. Adică cine nu își asumă că pe social media, dacă vrei să faci treabă, trebuie să aduci valoare, să muncești, să fii creativ în primul rând și, bineînțeles, perseverent, nu ai cum să faci treaba asta, nu e pentru tine acolo. Așa că, chiar dacă n-ai buget, dar dai valoare și ești creativ, eu vă spun că, adică de asta au explodat pe TikTok urmăritorii la anumiți oameni care fac tâmpenii, prostii, pentru că au fost creativi și au atras atenția. Dar aia au 100.000, 200.000 de urmăritori. Dacă ar ști cum să monetizeze acei 200-300.000 prin produse pe care să le vândă, ar fi multe milionari. Unii nu știu să facă treaba asta, dar instinctual vor fi oameni care vor valorifica foarte bine comunitățile astea. Iar în următorii 10 ani este secretul fiecărui business, ca cel care construiește business-ul să fie înconjurat de o comunitate de oameni care să-l susțină. Altfel o să fie greu. Publicitatea plătită va fi foarte scumpă și va fi doar pentru cei care au bugete de publicitate. Restul business-urilor vor fi de cei care le de influență. Aș vrea să mai adaug eu aici ceva pentru Andrei. Uite, de acord cu ce a spus Cosmin, total de acord, și noi suntem de câteva luni, suntem la început cu comunitatea mea la Business Invest Club și cu întâlnirile de business networking. Și totuși avem colaboratori, dar tot la fel noi ne implicăm pe social media și am început și mai multe activități. Grupul meu are mai multe ramuri, mai multe direcții. Avem două pagini de Facebook, pe lângă LinkedIn, pe lângă TikTok, YouTube și paginile personale, și ne implicăm, că rămânem în urmă pe unele pagini, rămânem în urmă, că nu mai apucăm să postăm zilnic pe toate sau să creăm conținut, că dacă nu am un conținut care îl consider valoros, nu o să postez în ziua aia. Dar măcar știu că m-am gândit și am lucrat în privința asta. Dragilor, e cursul la sală. Poftim? E ca dusul la sală. Vrei pătrățele, faci abdomene în fiecare zi. Da, da, da. Am postat recent o glumă pe tema asta, că vorbeau doi prieteni și spunea unul: am fost la sală și n-am simțit nimic. Mă duc și mâine, dar mâine o să încerc să trag de fiare, să văd ce simt.
Și încă o completare pentru Andrei. Te înțeleg perfect. Fiind la început cu noul business, te înțeleg perfect. Că tot a spus Cosmin de prietenii noștri de la TBF. L-am avut invitat pe Adrian Dragomir și ne spunea că un antreprenor la început are peste 30 de roluri în business-ul lui. Îi trebuie unele, le dăm. Dar n-apucăm să le dăm pe toate. Tu ai spus aici, dacă am avea un buget, chiar dacă ai avea buget, ce buget? Și în momentul când începi să dai aceste roluri, dacă nu știi să controlezi, și ca să controlezi trebuie să ai deja experiența domeniului respectiv. Că e vorba de marketing, că e vorba de video, de content, cum se face încadrările. Noi avem fotograf profesionist, dar îi dau feedback la întâlniri despre încadrări, despre claritate. De ce? Pentru că am avut pasiunea cândva să fac și cursuri de fotografie. Apropo de roluri, însă și de ce mai spuneam cu Cosmin de a ne imediat să mai dau un accept, uite că încă mai intră lumea. Cred că trebuie să devenim atât de buni specialiști încât imaginea noastră, uite cum era Andra, cum este Andra aici de față, un bun arhitect care are multe comenzi, da? În cazul ei, deja numărul de roluri care și le atribuie, nu o cunosc, dar bănuiesc să mă spui, Andra, dacă o iau pe câmpii sau nu, numărul de roluri poate să-și asume un număr din ce în ce mai mic de roluri, dar să fie super specialist acolo. Să nu mai trebuiască să facă deja și altele, să meargă poate pe toate șantierele sau să facă și... Deja nu mai trebuie să fie specialist în arhitectură, că poate să angajeze în arhitectură. Deja intri pe altă zonă. Nu mai. Oprește-te. N-au posibilitatea. Gândește că asta înseamnă sistematizarea business-ului. Înseamnă reguli, proceduri, responsabilități, roluri. Aici e provocarea tuturor și de asta TBF-ul vine în ajutorul nostru. Pentru că, de fapt, aici ne blocăm. Noi facem de toate în firmă și la un moment dat ne dăm seama că nu știm să delegăm sau nu ne e frică să delegăm. Și atunci le ținem noi pe toate. Am avut și problema asta și încă o am, credeți-mă. De asta nici nu dau marketingul momentan din mână. Îl dau așa parțial cu colegii mei. Dar secretul este să delegi și să verifici și să ai puterea să renunți. Să știi că trei oameni fac câte 60%, asta înseamnă 180%. Tu faci 100%, dar ei fac mai puțin. Ce spuneam mai devreme? Mă aud? Da, te auzi. Ce spuneam mai devreme, că am o problemă cu oamenii, din păcate. Nu pot să... Eu ofer încredere, dar am oferit încredere și am pierdut foarte mult. Normal, că ești foarte și... empatic. Da. Și eu repar acum greșelile lor. Și am preluat jobul lor și mi-e greu să mai ofer încrederea asta altor oameni. Eu caut, sunt conștientă că singură nu am cum să lucrez și nici nu vreau lucrul ăsta. Și vreau să am și viața personală. Cosmin îmi spune mereu, are dreptate. Da, știu. Așa spui și mare, dar nici el n-are. E foarte important ce spune Andra acum și pe subiectul pe care s-a discutat în ultimele minute. Și mai avem aici cumva o dilemă sau nu știu dacă e neapărat o întrebare. Zice Răzvan de la terapiecuozon.ro: elefantul din cameră e altul. Prețurile bunurilor necesare existenței zilnice au explodat cu 50-60%, iar prețul serviciilor, bunurilor produse de antreprenori nu pot crește cu mai mult de 10%. De asta nu se găsesc angajați care au nevoie de salarii mai mari, care nu se pot obține. De asta nu obțin patronii profit, că nu mai are cine să cumpere, că banii clienților rămân în supermarketuri și la furnizorii de energie și combustibil. Aici este dilema. Cum să vinzi ieftin și să plătești mult?
Păi e foarte simplu, mărești volumul. Mărești volumul. Ideea este așa, că într-adevăr e foarte bună. E problema cu care ne confruntăm toți în momentul de față. Ca să nu lăsăm pe Andra neterminată. Andra, este vina antreprenorului de fiecare dată. De fiecare dată este vina noastră. Că avem oameni, că nu avem oameni, că ne pleacă oamenii, că nu își fac treaba oamenii. E vina noastră. Noi ne-am asumat asta. Așa că noi trebuie să schimbăm ceva. Deci soluții se găsesc. Sunt convins că se găsesc. Trebuie doar să ieșim din cutie și să privim pe ansamblu. Legat de elefantul din cameră. Da, este cam groasă, pentru că pentru orice lucru făcut nesănătos există o consecință. Mănânci mult, te îngrași, nu te speli pe dinți, îți apar probleme la dantură și multe alte lucruri care se întâmplă, da? Dacă nu reușești să... Și asta s-a întâmplat în piața în ultimii ani. A fost așa mare risipa și toți oamenii au risipit. Numai puțin. Aici e bara de jos. Da, știu, nu mai văd. A fost atât de multă risipă, încât acum se văd consecințele risipei. Și este normal să explodeze prețurile, este normal ca hipermarketurile care au investit an la rând și au fost pe minus ca să se dezvolte acum, culeg roadele. Noi ce trebuie să facem este să inovăm, să venim cu ceva nou de fiecare dată, pentru că o companie mică. Da, Răzvan, te auzim. Vrei să intervii? Okay. Da, vreau să intervin, pentru că într-adevăr ce a spus Cosmin mai devreme cu mărirea volumului este soluția pe care o văd și eu. În prezent, mă rog, eu sunt în piața de servicii medicale, așa că nu cred că în afară de voi trei mă mai cunoaște cineva pe acolo. Și într-adevăr, eu mă gândesc acum la mărirea volumului, chiar dacă aceleași servicii ar urma să le dau pe un preț mai mărirea de volum este o soluție, dar eu sunt cumva un soloprenor, da? Nu depind de foarte mult de alții, dar în schimb observ de la oamenii cu care interacționez, de la antreprenori care conduc business-uri de milioane de euro până la cei care au business-uri de sute de mii de euro, că de fapt toată presiunea care este pusă pe angajați din partea producătorilor de alimente și a furnizorilor de energie ajunge într-un final să crească niște frustrări pe care angajații vin și le varsă asupra lor. Și vin și le zic: șeful, dar am nevoie de o creștere de salariu, că eu nu mai rezist, nu mai pot, plec din țară. Nu mai am cu ce să-mi hrănesc copiii, nu mai mi-ajunge să-mi plătesc factura la curent. Acum, Andrei, scuze-mă, tu din ce punct de vedere vorbești? Din punct de vedere al angajatului sau al antreprenorului? Nu, eu vorbesc din punctul de vedere al antreprenorului care angajați, nu? Ok. Care, exact, și care acum se confruntă cu următoarea dilemă, ca și mulți alți colegi de mine, de suferință, să zic așa. Când îți vine la tine, îți vine asistenta și îți spune: auzi, eu nu mai descurc cu 3.500 de lei pe lună. Fără 5.000 eu am plecat, mă duc în Germania. Da? Și lucrul ăsta scalat se întâmplă pe scară largă în mai toate industriile. Noi nu putem să creștem prețul serviciilor, da? Și ca să putem crește volumul, trebuie să scădem prețul. Da? Eu mă văd că sunt situații. Ca să nu ți-uți ideea, te rog, mai păstrează puțin. Fii atent. Este o lege a junglei, antreprenoriat. Da? Unii vor rezista, alții vor fi înlocuiți. E foarte simplu. Cine rezistă și inovează, va trece mai departe. Cine nu, nu. O companie mică, care nu are foarte multe, să zic așa... Oprește-ți un pic microfonul, Răzvan. Oprește puțin, așa, Răzvan, scuze. O companie mică poate fi foarte dinamică și foarte agilă. Chiar dacă are puține angajați, chiar dacă întâmpină dificultăți, poate schimba direcția foarte repede față de o companie mare. Atunci când este criză, când sunt probleme economice, e mult mai ușor să schimbi direcția și să faci altceva.
Dar sfatul meu este să externalizați tot ce puteți către freelanceri, către oameni care să vă devină parteneri. Tot ce puteți. Externalizați și puneți KPI-uri și încercați să nu plătiți salarii fixe fără să aveți acolo niște condiții. Pentru că întotdeauna oamenii vor cere, dar nu vor livra, nu vor da la schimb suficient de mult efort ca tu să crești ca și companie și să poți să-i plătești. În schimb, puteți să le propuneți în cadrul firmei proiecte. Să le dați posibilitatea să lucreze în echipă, 2-3 oameni, anumite proiecte și să fie plătiți suplimentar pentru acele proiecte. În afară de responsabilitățile pe care le au, vrem să facem un proiect, o îmbunătățire, o schimbare, facem un proiect micuț și fiecare mai câștigă câte 100 de euro. Dar depune un efort pentru acel proiect. Să înțeleagă că în afară de salariul fix mai este și o responsabilitate în plus ca compania să crească. Este win-win. Dacă compania crește, are și de unde să plătească acele măriri de salariu. Dar dacă puteți să externalizați tot, pentru că oamenii, rezultatele cu freelancere sunt mult mai convenabile, pentru mai rentabile pentru antreprenori, pentru companie. Răzvan, dacă vrei să mai spui ceva, îmi amintesc. Da, mă aud. Cred că mă aud acum, nu? Ideea este că strategia asta mergea, nu știu, în urmă cu câțiva ani. În prezent poate că merge pentru oameni fără prea mare experiență. Dar în momentul în care ai de-a face cu oameni de peste 30 de ani, peste 40 de ani, care vin și zic, păi stai puțin, că chiria mea nu este în funcție de performanțe, da? Grădinița copilului nu e în funcție de performanțe. Răzvan, nu poți din viața acelui om. Două secunde, te rog. Deci vorbesc acum de ce se întâmplă în realitate, nu de ceea ce ne dorim noi. Oamenii vin și zic, și o să spun în continuare același lucru. Eu aici în țară câștig 500 de euro, dar, scuze, ce se aude pe fond, sunt trei dragoni care au scăpat pe aici din casă. O să zic în felul următor. Eu dacă aici câștig 500 de euro pe lună sau am nevoie de 500 de euro pe lună ca să îmi plătesc chirie, grădinița copiilor, să plătesc hrana familiei, nu știu ce, atunci eu nu pot să vin să lucrez cu un salariu de 400 de euro și promisiunea că dacă în funcție de alte chestii se va întâmpla nu știu ce, o să mai câștig încă 200 sau 300. El o să meargă acolo, se duce, se angajează, schimbă domeniul de activitate, se angajează bodyguard, face Uber, fac o grămadă, au apărut, e o perioadă în care apar de profesionalizări. Am văzut pe electricieni care preferă să meargă să se angajeze pe Uber. Două secunde, că o să schimb camera, că aici e haos. Deci am văzut electricieni care preferă să meargă să se angajeze pe Uber doar pentru că companiile la care lucrau nu mai sunt capabile să le plătească un salariu fix. Românii sunt dependenți ca și angajați de acest salariu fix. Este vorba de o mentalitate. Da? Și o să se ducă frumos în Germania, în Franța, în Spania, unde găsesc și unde știu sigur că trimit acasă 1000 de euro pe lună. Și asta este o provocare, în mod continuu. Dragul da. Meu, Răzvan, ascultă-mă. Te rog. Discuția asta ar putea să continue până mâine dimineață. Pot să spun doar așa. Da? Ai toate argumentele, de acord. Antreprenorii care nu se vor adapta vor dispărea. De ce? Da. Se duc în afară. Ai spus de Uber, da? Păi el câștigă la Uber dacă face curse. Dacă nu face curse, nu câștigă la Uber. Da. Deci el muncește mai mult decât ar fi muncit la un loc de muncă unde ar fi fost plătit cu salariul fix. Dacă se duce și lucrează în afară, el lucrează la oră, la minut, la secundă. Acolo nu stă să fumeze 5 țigări, să se pună în gură cu șeful sau să discute alți colegi că nu-și fac treaba și el cât a mai muncit. Deci, până nu schimbăm noi comportamentul vis-a-vis de colegi, de angajați, să fie totul predictibil, să fie responsabilitățile clare, să le dai posibilitatea să câștige în funcție de cât muncești și cât de mult se implică, să le dai bonusuri de performanță și să-i, nu știu, să le dai posibilitatea să câștige mai mult dacă ei se implică, nu o să se schimbe nimic. Oamenii vor migra de la fac șantaj în momentul ăsta. Se duc de la un angajator la alt angajator și care pică în plasă
pică în plasă, a mai trecut un an. Nu mai merge așa. Companiile alea care sunt slabe, antreprenorii care sunt slabi de îngeri, vor da faliment și le vor lua alții loc. Iar atunci când vor fi mai mulți șomeri decât locuri de muncă, atunci lucrurile se vor schimba. Ei dintr-o dată vor deveni mai responsabili, mai serioși, mai muncitori, mai oameni. Și se vor gândi și se vor gândi și la compania la care lucrează, pentru că dacă compania pică, pică și ei. Dar nu toată lumea gândește așa. Sunt foarte puțini oameni care se uită și la la compania unde lucrează. Mm-hmm. Pentru total că adevărat. Așa că ce aici, aici pică de la, vine de la educație. Totul vine de la educație. Avem de adevăr, discuția se poate prelungi foarte, foarte mult. Mă scuzați că intervin, dar să știți că avem ocazia să ne vedem și în tabăra antreprenorială și acolo putem sta la povești până spre seară, până spre dimineață. Limităm să pe acolo. Perfect. Da. Perfect. Mulțumim frumos și pentru întrebare, mulțumim și pentru răspunsuri. Mai departe mai avem posibilitatea să mai luăm o întrebare, maxim două, căci timpul expiră, dragilor, și cât de mult ne-ar plăcea să stăm împreună, se pare că ușor-ușor va trebui să ne îndreptăm către sfârșit. Însă avem o întrebare de la Alina Crețu, care ne zice așa. Cum sunt antreprenorii anului 2023 în ceea ce privește riscurile? Cum tolerează riscul și incertitudinea? Cum împacă antreprenorii nevoia lor de confort cu instinctul de a merge înainte în necunoscut? Și mai spune ea, la ultima criză financiară, mulți oameni și-au pierdut joburile. La un moment dat, un alt eveniment economic similar este posibil. Așadar, în ce măsură o criză este o oportunitate? Aș începe cu ultima întrebare. Uh-huh. Întotdeauna o criză este o oportunitate, pentru că instinctul de supraviețuire al antreprenorilor, al unora dintre antreprenori, este să se securizeze ei personal, financiar. Păi, îmi fac calcul, dacă lichidez afacerea, mai rămân și eu cu vreo 10, 15, 20 de mii de euro să mai supraviețuiesc un an de zile? Da sau nu? Dacă da, stau calm așa, nu mai fac riscuri, nu mai investesc, nu mai fac nimic. Și atunci este cel mai bun moment ca pentru un antreprenor care nu-și face calculele pe minim, dar să spun, ok, acum îmi iau credit, acum cred în business-ul meu mai mult ca niciodată, acum muncesc mai mult ca niciodată, acum mă trezesc mai devreme cu 2 ore și fac eforturi, pentru că dacă 80% dintre oameni fac lucrurile într-un mod instinctiv, eu de ce să fiu ca toți ceilalți? E normal că orice criză este foarte binevenită, pentru că criza pune ordine în lucruri. De ce? Vă vi se părea corect să vină un angajat care lucrează la primărie și să vă dea vă frutere cheia de la un Audi A6 și apartament în Mamaia? Vi se pare normal? Mie nu mi se pare normal. Pentru că eu știu cât muncesc și câți oameni duc în spate și câte sacrificii fac și nu mi se pare normal. Asta este o anomalie care trebuie să înceteze. Și normal că criza va face ordine. Statul nu mai are bani, va trebui să dea afară. Companiile care și-au alintat angajații vor trebui să închidă pentru că nu mai pot alinta. Și atunci oamenii care muncesc, care sunt perseverenți, care oferă o predictibilitate, oferă construiesc ceva și oferă valoare clienților, oamenii vor supraviețui. Altfel nu o să funcționeze. Și a mai pus Alina aici o întrebare. Alina este colega mea. Este brand ambasador Vindem Ieftin și m-a prins la înghesuială și mi-a pus niște întrebări. Ok, Alina, pentru riscul cu incertitudinea, antreprenoriatul e tot timpul un joc. Deci dacă le iei ca un joc și ești jucător, eu am fost jucător la viața mea, am jucat, când eram copil, am jucat la jocuri. Și asta e, pierzi, câștigi, ești acolo. Dar în business, dacă nu riști, dacă nu crezi, pentru că, de fapt, riscul este să crezi în business-ul tău. De fapt, nu este niciun risc. Tu crezi în tine, tu crezi în efortul tău, tu crezi în ideea ta. Nu este niciun risc dacă crezi foarte tare. Dar, până la urmă, dacă business-ul tău sau visul tău depinde de context și tu nu te adaptezi contextului, este vina ta. Așa că criza asta financiară, priviți-o, dragilor, ca o binecuvântare. Că s-a întâmplat și că ne pune pe toți la locuri acolo unde ne este locul cu adevărat. Nu visăm cai verzi pe pereți și, de fapt, noi
doar printr-un context facem business. Că e nevoie de noi în piață, că nu mai sunt și alții, da? Sau că se caută. Nu. Gândiți-vă că acum un an de zile, agenții de vânzări erau operatori. Trebuia doar să ai stoc ca să vinzi. Orice strategie de vânzări nu mai funcționa, nu mai interesa pe nimeni abordarea clientului, customer service, fidelizare, clienți nemulțumiți, nimeni. Toată lumea băga pe gât. Și asta ce înseamnă? Că e o anomalie care trebuie să se oprească. Așa că, dragilor, până data viitoare, ne punem pe treabă, ne trezim cu o oră mai devreme, muncim mai mult, ne odihnim mai bine, ne facem planuri și asta e. Altfel nu se poate. Până la urmă o să reușim dacă credem foarte mult în noi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru mine este un exercițiu. Să știți că nicio întrebare nu este incomodă, nicio întrebare nu este ridicolă și că orice problemă care are fiecare de aici este o prioritate pentru noi și răspundem cu drag. Poate și data viitoare. Mi-ar plăcea să continuăm dacă considerați că a fost interesant webinarul și dacă vreți ca data viitoare să-l mai facem, ridicați, vă rog, mâna acum ca să votăm și să... Ia uite, mâna, vedeți că aveți acolo un buton. Nu ridicați mâna, că nu vă vedem pe toți. Dacă ridicați mâna așa, cu camerele închise... La buton, la buton. Puneți la buton acolo să facă Bogdan o analiză rapidă și dacă este, mai facem... Poate până atunci vă strângeți întrebări mai multe și data viitoare mai facem. Găsesc mâna. Da? Acolo. Ridic mâna. Ok. Bun. Ok. Bogdan, eu găsesc mâna. Pare rău. Dar e ridicat, asta e clar. Da. Am mai scris aici Andrei ceva. Ia să vedem. M-auziți? Ceva, da. Da. Uite, am văzut, eu m-am pierdut un pic conexiunea și mai văd câteva mâini ridicate. Vedeam Claudia Stan, vrea să ne mai întrebe ceva rapid? Nu. Am făcut un sondaj în absența ta, Daniela. O să facem peste o lună un nou webinar. Te anunțăm. În absența mea, nu. Nu, în absența ta am făcut sondajul. Super. Am făcut sondajul în absență. Da, n-am internet, nu știu. Eu nu prea aud, nu am conexiunea bună, scuze. Am înțeles. O să vorbești cu Bogdan în privat, cu Janina și eu o să spună până ei. Bun, vă mulțumesc că ați fost seara asta aici și că ați dezbătut cu noi. Dacă sunteți interesați de tabără, ne vedem acolo. Avem surprize, da. Și vă dați seama, dacă într-o oră am învățat atât de multe lucruri și am făcut schimb de idei, în trei zile o să plecăm de acolo cu mult mai multe informații. Bun, seară frumoasă și să ne vedem cu bine data viitoare. Înainte să încheiem, uite, aș vrea să pun un pic și pe screen sharing, Cosmin, să se vadă pentru toată lumea. Cred că o parte dintre membrii comunităților poate știu deja, dar dacă sunt printre cei care s-au înscris acum de curând la webinar, aș vrea să spunem câteva cuvinte despre tabără. Este o tabără de 3 zile, de vineri până duminică, foarte faină, în aceeași atmosferă și în același stil ca și în această seară, între 5 și 7 mai 2023. Tabăra se organizează la Bran, este un hotel de 4 stele, New Wolf, acolo unde avem și o grămadă de facilități incluse în tot prețul de acolo, adică saună, spa, piscină, porcușor la proțap, foc de tabără și așa mai departe. 3 zile în care vorbim pe rând atât despre obiceiurile în antreprenoriat, da? Adică ceea ce avem nevoie să facem și să fim în fiecare zi ca să putem avea cu adevărat succes în ce facem noi. Vom avea un modul de psihologia succesului cu Daniela, așa cum ne-a spus ea la început, și bineînțeles alături de Cosmin punem totul pe masă și discutăm la fel ca în această masă antreprenorială din această seară, cum facem cu vânzările în vremuri de criză și ce facem când afacerea crește mai repede decât noi. La fel vom discuta sub formă de provocări și la fel vom pleca de acolo cu temele făcute să aplicăm fix de luni, de când vom începe după tabără.
Ca și costuri, tabăra are prețurile afișate acolo pentru o persoană sau pentru două, dar pentru cine a participat astăseară la webinar și avem această promoție 24 de ore până mâine seară la aceeași oră, când vă puteți voi înscrie. Probabil că colegii mei deja au pus în chat, eu nu văd acum, linkul de înscriere. Bogdan, cred că l-ați pus. Acum. Da? Ok. Avem oferta de 1299 de RON pentru o persoană, loc în cameră dublă, și dacă sunteți cuplu sau veniți două persoane, 2500 de RON, 2500 de lei. Iată un preț mai mult decât rezonabil pentru toate facilitățile puse la dispoziție acolo și pentru toate informațiile cu care vom pleca de acolo la pachet, ca de luni să le punem în aplicare și să schimbăm traiectul afacerii noastre în mai bine, în mai bun și în crescător. Aceste informații le veți primi și pe mail, imediat cum se încheie și această seară sau cel mai probabil mâine, un mail în care veți avea toate aceste informații și vă veți putea înscrie dacă doriți, fără niciun fel de problemă, și ne putem vedea în aceeași formulă. Te rog! O întrebare, se pot plăti și cu redirecționare, cu contract? Aveți ONG? Pentru cei care mai pot redirecționa. Da, sigur, eu am un ONG, iar tabăra antreprenorială va fi pe ONG-ul meu. Cine... Factura, da. Factura va fi emisă de pe ONG și știu că până la sfârșitul lunii aprilie se pot redirecționa și cei 2% din impozitul pe profit către ONG-uri. Cine are și plătește impozit la stat, decât să-i dea pe toți la stat, mai bine redirecționează și pentru cauzele noastre din ONG. Cred că ar trebui să afle și cei din social media treaba asta, pentru că chiar poate nu știu că pot, cu banii care dau la buget, pot veni într-o tabără. Exact. Da, super, super. Foarte frumos din partea ta, Daniela, că ai facilitatea asta. Mulțumim, eu mă retrag. Trebuie să mă duc. Okay. Mulțumim. Da, mulțumim frumos, Cosmin. Mulțumim frumos. Ceau. Seară frumoasă! Da, seară frumoasă! Seară bună tuturor! Seară bună! Ceau! Iată, dragilor, că am ajuns la sfârșit. A fost un prim webinar într-o astfel de formulă. Noi organizăm de obicei evenimentele fizic, dar a fost o reală plăcere să ne vedem și online. Și cum spunea și Cosmin, cu siguranță vom mai face astfel de webinarii, poate luna viitoare. Până atunci însă să vă luați exact ceea ce aveți nevoie din această seară și să aplicați fix cu mine. Bogdan, Daniela, dacă mai aveți ceva de zis. Vă mulțumesc și eu tuturor și sper să ne vedem cu cei care au participat în seara aceasta, să ne vedem în camp și dacă nu, pentru webinarile viitoare. Mie mi-ar face mare plăcere să lucrăm, să ne vedem. Ne cunoaștem și personal și să lucrăm mai de aproape. Îți vom reveni cu detalii pe... Am pus formularul în chat pentru cei care sunt hotărâți să se înscrie, să facă primul pas, căci locurile sunt, vă dați seama, sunt limitate. Am rezervat un număr limitat de locuri. Vom reveni și pe mail și pe fiecare pe canalele noastre, nu? Craiova Business Club și noi pe Mela Bizinvest Club și probabil și Cosmin, nu știu dacă va distribui pe canalul său. Dragilor, toate cele bune, seară bună, să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine. Să vă luați exact ce informații. Să fim perseverenți. Și optimiști. Da. Toate cele bune. Vă pup, pa, pa! Bye. Vă pupăm, la revedere!